Zeci de patroni buzoieni au fost descoperiți folosind muncă la negru în primele trei luni ale acestui an. Potrivit unui bilanț al Inspectoratului Teritorial de Muncă, cele mai multe nereguli au fost constatate la firmele de confecții și construcții. Pentru abaterile depistate, inspectorii de muncă au aplicat amenzi în valoare totală de peste 180.000 de lei. Dorind să scape de taxele pe care le plătesc la stat pentru fiecare angajat, mai mulți patroni buzen continuă să folosească forță de muncă fără documente legale, profitând și de nevoia disperată a mai multor buzeni de a câștiga foarte repede un venit. Așa se face că numărul persoanelor depisate fără forme legale de angajare a ajuns în primul trimestru al acestui an la 140. Vorbind despre buzeni care lucrau la 47 de agenți economici din județul Buzău. Datele reiezi într-un bilanț întocmit de ITM în urma controlelor efectuate la peste 12.000 de angajați și salariați din mai multe domenii de activitate. În primele trei luni al acestui an, cele mai multe dintre probleme au fost constatate la patronii care desfășoară activități în domeniile confecțiilor și construcțiilor, unde de altfel sunt și cele mai multe dintre firmele active din județul nostru. Inspectorii de muncă au aplicat peste 100 de sancțiuni, dintre care 30 de amenzi în valoare de peste 183.000 de lei. Totodată, ITM a făcut și formalități pentru ca organele abilitate să întocmească dosare penale pentru trei agenții economici care foloseau la muncă 19 persoane fără a avea Contracte com ele.